ordinea de zi avem aprobarea procesului legal la ședințe de dată din data 12-2018. 3 de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem de integrat, sistem integrat de management al deșeului solid de inginer sub Bacău. Hotărâre privind aprobarea radierii unei poziții din inventarea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cleja. Proiectul trebuie privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru anul 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Proiectul trebuie privind aprobarea acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Siret, Bacău și UAT Cleja. Avem diverse probleme, iar ordinea de zi am mai apărut niște proiecte pentru că au apărut între timp și venim ca suplimentare. Proiectul de vedere privind apartenența, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Cleja și de Subacău a unor imobile având categoria de folosință terenul ca urmare a raportului numărul 553 din 25.01.2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fizabilitate, înființare distribuției gaze naturale în satele Somușca, Valea Mică, Comuna Cleja de Subacău. Extinderea serviciului de concesionare și indicatorilor tehnico-economice întocmit de către SECE Cod Proiect SRL Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, extindere rețele gaze naturale în satul Cleja, Comuna Cleja și indicatorilor tehnico-economice întocmit de către SECE Cod Proiect SRL Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău numărul 1078/1087 din 16.04.2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial cu destinație farmacie, imobil apartament, situat în satul Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Propun adoptarea de urgență a hotărârilor aferente menționate mai sus, în forma prezentată și redactată în Consiliul Local din 31.01.2019. Să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 15 pentru, da? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 21.12.2018. Să supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Dacă aveți întrebări? Întrebări, vreau să dau niște explicații pentru că la ora actuală nu se ia gunoiul și deja Alina o să citească proiectul de hotărâre în totalitate. În ceea ce ne privește pe noi, ca să înțeleagă toată lumea, să nu mai fie comentarii pe Facebook, comentarii răute, tot felul de comentarii răute. Și să înțeleagă fiecare fenomenul, ce se întâmplă. Practic, suntem blocați pentru că Adisul are foarte multe datorii, noi ca și comună n-avem, dar pentru că facem parte în această asociație, ne suntem executați și noi. Am înțeles că până unde s-a ajuns la o înțelegere după ședință să mă duc și dau niște telefoane să văd de ce comuna noastră, deși acum nu avem datorii, nu este inclus în cele comunele care deja încă nu s-au dat drumul. Știu, am avut o datorie de 7.000 de lei, s-a plătit, deci nu e și probabil că în momentul când s-a întocmit această listă, noi aveam 7.000 ore restanță, a venit o factură cu întârziere. Deci, dar sper ca să rezolvăm imediat. Acum, în cadrul ședințelor ADIS, totdeauna am pus problema ca gunoiul să fie plătit în funcție de cantitatea de care o produce. Sperăm că prin hotărârea de astăzi, după ce avem hotărârea, să intrăm în ADIS și să se aprobe acolo, așa, prin comitetul acționarilor care sunt acolo, să aprobe ca gunoiul să fie plătit în funcție de cantitatea de deșeu produsă de fiecare OAT. La ora actuală, știți foarte bine, gunoiul se plătește la fiecare, indiferent cât produci, tu plătești gunoiul
cu suma care este, deci nu se ia în calcul cantitatea de gunoi care este generată de fiecare comunitate în parte, ci se ia în funcție de numărul de persoane. Deci nu este normal. Domnul primar, am o întrebare. Spuneți. Dacă nu știați de treaba asta, de gunoi, de ce ați, ați spus oamenii care au venit și au plătit, de ce ați luat banii pe gunoi? Oamenii plătesc la început de an tot. Da. De ce n-ați exclus de acolo taxa de gunoi? Păi nu, puneați la angajații dumneavoastră acolo, păi nu luați banii pentru gunoi. Luați pentru altceva, din gunoi mai scos. Oamenii au dreptul să plătească la început cu 10%. Noi nu, gunoiul nu cred că se plătește cu 10% mai puțin. Taxele și impozitele. Deci, odată cu taxele și impozitele, oamenii plătesc și gunoi. Da. Bun. Încă nu avem o hotărâre în acest sens. Eu nu pot să-i spun omului nu plăti. Deci, noi, dar avem posibilitatea, dar avem posibilitatea. Până ce nu apare prin adis această hotărâre, noi mergem tot în continuu la număr de persoane. Înțelegi? Deci noi facem acum hotărâre de Consiliu aici, după hotărârea asta mergem la adis și adisul aprobă ca fiecare uite să plătească funcție de cantitate. Da, și care va fi modalitatea până la urmă? Tot la fel, încă nu știm. Eu aș vrea, stai după aceea imediat, citești ce scrie. Eu așa văd soluția, mergi cu cântar. Deci, atunci, dacă nu, noi Consiliul vom stabili o modalitate de a colecta cu fiecare familie, nu în funcție de o altă clejă. Deci să stabilim prețul pentru la kilogram de la kilogram. Familie. Sigur că da. Asta aș dori. Atunci fiecare familie, ca să dea mai puțin gunoi, o să vii gunoi și pe colo și pe colo. Bun. Dacă vedem că procedura de a plăti fiecare familie în funcție de cantitatea de gunoi produsă, va trebui noi, Consiliul Local, să stabilim modalitatea de colectare a gunoi. Ori mergem cu toți consilieri și verificăm fiecare cu benă când scoate omul, pentru că la ora actuală omul pune cerușă, pune gunoiul din raport, pune rahatul de la... Deci, dacă nu putem conștientiza populația și educa populația în spiritul colectării gunoiului, nu ieșim din cercul ăsta vicios. Bun, dar aici e o problemă. O persoană care vrea să selecteze gunoiul, cum îl selectează? În moment ce nimeni nu are tomberoane pentru sticlă separat, pentru hârtie separat... Pentru sticlă este, plastic, cum unde este? Omul nu poate să meargă cu bucățica de sticlă. Bucățica de sticlă să meargă să caute prin tot satul unde să depoziteze bucățica de sticlă. În Occident sunt pubere, ca idee, și omul selectează gunoiul. În momentul când nu se încadrează în aceste reguli, plătește amendă. Și atunci omul este constrâns de situație să selecteze gunoiul. Atunci apar costuri mai mici, apar multe alte chestii. Deci, sunt de acord cu dumneavoastră. Suntem aici Consiliul Local. Noi putem stabili. Deocamdată, contractul nostru avem cu SOMA. În contractul care a avut, ei n-au avut prevăzut ca fiecare cetățean să aibă 3 pubele în casă. Am vorbit cu ei și am zis, domnule, aduceți-ne pubele să facem ca fiecare cetățean. Deocamdată, lor li se termină contractul. O să aibă loc o nouă licitație. Noi suntem în UE. Trebuie să ne adaptăm legilor UE. Cât de curând, ni se impune pur și simplu România, am înțeles la televizor, am văzut, la ora actuală România, este singura țară, adică este țara în care nu se selectează gunoi. Deci cu cantitățile cele mai mari de deșeu neselectat. Sigur vom intra și noi și va trebui noi să facem front comun, noi consilieri, să conștientizăm populația, să mergem la... Da, și dacă vine la cu mașina și bagă tot în același loc toate... Deci, ascultă-mă, tot la rândul lui. Deci nu facem. Dacă vine ăla și mașina care vine, ăla plătește. Ăla plătește. Este datoria și îmi colectez gunoiul. Cel care vine, operatorul, dacă se decide el că nu are mașini separate, poate să-și pună așa, dar e de răspunderea lui ca să-și facă la servitarea separată. E problema lui. El totdeauna va fi interesat. El totdeauna va fi interesat ca tu să-i bagi bolovani acolo. Ca să, că el este plătit la tonă.
Dar noi aici așa trebuie să educăm populația și noi care suntem, Alina se duce în fiecare luni când vine mașina, merge cu când vine mașina pentru gunoi, merge unde și merge pe traseu. Sincer, în ultima lună, cu situația că au fost condiții de iarnă, cetățeanul a fost destul de diligent. Într-adevăr, am lăsat câteva telumerane unde, într-adevăr, au băgat resturi vegetale și resturi de la pod. Acelea, într-adevăr, nu le-am luat. Dacă au fost de genul acela, într-adevăr, tomberul urmat. Cât o ai avut mai jos asta, câteva resturi menajere, asta nu pot să știu. Dar atâta timp cât tomberonul depășește, omul nu poate să-l ridice, înseamnă că este pietriș, este resturi de la animale, de la... Și am întâmpinat cazul de genul acesta. Dar noi am face, dacă îmi permite să nu... Dacă am face niște broșuri, să uităm la fiecare persoană o hârtiuță, și acolo să specificăm ce înseamnă educa populația. Mă duc eu să-i explic și eu din poartă în poartă, să-i dăm o hârtie, omul respectiv, persoana respectivă, citește acea hârtie și conștientizează ce vorbesc anumat. Cu domnul primar să bage la buget și bun, treaba noi facem, asta putem să facem. Nu o să trebuiască hârtiile alea, nu o să trebuiască să băgăm un drog, așa. Problema apare alta. Nu-i vorba că nu știe, e vorba de comoditate. Ai scos cenușa decât să duce în fundul curții, mai degrabă ai răsturnat în tomberon. E vorba de comoditate și am vorbit cu cetățenii și fiecare recunoaște că e vorba de comoditate și nu că nu știe. Problema este, dacă am instituit niște reguli sancționatorii, de exemplu, Alina se duce, vede că în tomberonul e plin, răsturnăm, constatăm și dăm amendă. Asta ar fi singura modalitate în care cetățeanul să înțeleagă. Nimeni nu a ajuns la un nivel de dezvoltare fără mijloace de constrângere. Corect. Deci omul nu o să înțeleagă niciodată. Eu am zis așa. E mai bună ideea asta decât cu cântarul. Bun. Deci, e bine. Dacă este bună ideea, o votăm pe asta. Singura posibilitate, asta ar fi, pentru că și cetățenii văd că pe Facebook apar tot felul de comentarii. Și cetățenii vor odată și sunt de acord ca cel care pune în plus să plătească. Dar cum îi faci? Pentru că, într-adevăr, este greu la ora actuală, în condițiile date de normele care sunt aplicate acum cu Alice, ca unul să iei la cel la noi. Vin cetățenii și fac cerere de retragere. N-ai voie, conform legii, nu ai modalitate de a scuti pe cineva. Dacă se mai poate să zic eu ceva. Lumea e foarte revoltată pentru că sumele au ajuns la o sumă foarte mare. Mă refer la bună. Adică dintr-o dată e mult. Ceea ce se întâmplă, lumea nu știe, domn primar. Noi zicem că știe. Că noi ne explicăm să nu pună bună. Dar problema este că, totuși, piorul principal să trebuie tot dumneavoastră, ar putea să stați de vorbă cu ei undeva într-o duminică. Așa, în mod, să fie toată lumea, după o liturgie, să zicem, și explicațiile de ce au apărut sumele astea, mă. Cauza care a fost, că tot datorită nouă, eu le explic că de la 20 la 75 de tone am ajuns, vă dați seama. Dar tot dacă ați explicat dumneavoastră și să stați de vorbă cu ei, păi oameni buni, nu se poate mai puțin să plătim pentru că noi plătim la kilogram. Dar să vă audă pe dumneavoastră că spuneți și încercați să înțelegeți că nu se poate altul. Bun. Aceasta e obligațiile noastre. Am înțeles. Bun. Eu aș vrea să facem front comun împreună. Eu să vă pot explica. Și voi să puteți să explica mai departe. Dacă mă duc la biserică, fii sigur că preotul va spune, domnul primar vrea să vorbească despre gunoi. Rămân câțiva și pleacă toți. Probleme. Foarte puțini sunt care rămân. Dar eu pot să vă explic acum, și pentru că și domnul ne filmează. Lucrurile sunt foarte simple. Era 4 lei gunoi. El vine de 4 ori pe lună. El pentru un leu, am o mașină de 20 de tone, am două persoane care coboară și urcă acel gunoi plin cu murături, cu beton, cu ce este cu rahat de porc, rahat de om, cu sacul legat și se sparge sacul și împute tot și după aceea mai merg și la colectarea deșeului, la selecție în partea cealaltă. Deci, omul răstoarnă, duce, când ajunge la groapa de selectare, acolo așa, plătește 60 de lei pe tonă, plătește 60 de lei tonă ca să facă selecția. Mai plătim 30 de lei fondul special de mediu, este un fond special. Deci dintr-o dată te duci și plătești 900 de lei pentru ca să
pentru tona de gunoi. 90 de lei. Plătești 90 de lei. O tonă de gunoi, cu alte taxe care sunt, pentru bidoane, pentru că nu le-ai plătit, pentru că colectarea n-a fost făcută selectiv, tona de gunoi ajunge în jur de 3 milioane. Și 200. Mi se pare, am făcut un calcul, 3 milioane 200. Dacă noi am pune cantitate de, dacă am reușit ca să restrângem cantitatea de gunoi, atunci costurile astea n-ar fi atât de mari. Cetățeanul asta trebuie să înțeleagă, pentru că trebuie să pună gunoi menajer. Gunoiul menajer înseamnă ceea ce produce în casă. Și dacă produce în casă, că am vorbit și cu oamenii de gen, domnule, zice că dacă eu curăț cartofi, dau la găini afară. Dacă am cenușă, pot să scot în casă. Ce este gunoiul menajer? Nu înțeleg. Eu mai rămâne nimic. Aproape că nu rămâne nimic. Apare ambalajul pe care cumperi tot felul de așa. Hârtia, oamenii spun că pun pe foc, deși să zicem că nu e normal, dar la ora actuală spun oamenii așa, domnule, mie nu rămâne să fac gunoi deloc. Nu rămâne gunoi pentru că hârtia pun pe foc. Chestii de genul ăsta. Sigur le spun că nu-i bine să pună pertul, să pună așa, dar ei inclusiv pun pertul alea, îi fac focul și nu-i normal, nu este normal, dar le spun lucrurile astea, dar spunește cu omul. Am avut o problemă în comună și am vorbit. Zice, n-am nevoie de gunoi. Zic, dar ce faci cu plasticul? Zice, tu o pun pe foc. Cealaltă spune, eu scot pe câmp și vine vântul și ia. Fugire. Asta este mentalitatea la noi în comună. Toate păraiele sunt pline, toate gropile sunt pline, tot timpul mergem, avem acțiuni, Alina și noi, și mergem cu 416 primăvara când se dezgheață și strângem. Asta facem și tot așa avem. Nu știu cum se educăm. Acum o să avem camerele, că într-adevăr o să fie camere. Dacă nu instituim reguli clare de sancționare, nu vom reuși. Reguli clare și cu cântărire și atunci... La cântărire este vorba, deci la cântărire e vorba cu mod de șival. Aruncă la cântărire și care aruncă și dacă două persoane o să fie sancționate, eu vă garantez că a treia persoană nu o să mai arunce gunoi. Bun, atunci haideți să stăm câte kilograme, ca să spunem la oamenii. Deci un om, pentru taxa pe care o plătim acum, un om trebuie să producă 10 kg pe lună. Deci 300 de grame de gunoi pe zi. Atâta este calculat. Ca să înțelegeți. Domnul primar, 10 lei spuneți dumneavoastră, eu cât plătesc pe lună pentru 4 persoane? Păi înmulțește 6, cât e? 6,7, nu? 19 lei și eu trebuie să dau pe aia 9 lei în plus. De ce îi dau atât? Nu mă, atât ar trebui. Păi ar trebui să dau de 10 lei și eu plătesc 19 lei. Băi, problema este, deci noi am venit acum să aprobăm acest proiect de hotărâre. Acest proiect de hotărâre merge la adunarea generală a acționarilor, în care face parte și Comuna Cleja, sigur pe ea. Încercăm să aprobăm și încercăm să schimbăm sistemul. Asta este scopul nostru pentru care ne-am adunat astăzi aici pentru acest proiect. Să schimbăm sistemul de plată a colectării deșeurilor. Nu s-ar putea să se plătească pe familie? Să nu plătim la tot. Păi, în momentul, pe familie nu-i convine, domnule. Să zicem 1 milion la o familie. Dacă e la kilogram. Dacă e la kilogram. Pe familie, domnule. Se poate că se înțelege atât puțin. Păi produce familia respectivă dacă ești pe kilogram, nu? Nu mai plătești la persoană. Nu mai plătești la persoană, la persoană plătim acum. La kilogram și s-o rezolva și cu persoane, s-o rezolva și cu toate, nu mai sunt discuții de... Deci, ideea, acolo avem, poluatorul plătește, merge pe principiul economic, poluatorul plătește. Fiecare că-ți produce, atâta plătește. Și atunci nu mai apare, sigur, există, încă o dată. O să existe riscul să ne trezim de gunoaie peste tot. Punem camere și o să bun, camere și sancțiuni, că dacă degeaba camere să pui și paznici, că pipărăm mai pute, nu, dar putem, decât să plătim paznici, mai degrabă putem să facem altă treabă. Cum fac, au făcut niște țări, am citit undeva. Dacă ți-ai văzut vecinul și l-ai turnat,
adun gunoiul, îi tai 10% din impore de la primărie. Să vezi cum o să vină tot să fac cântare. Vă zic eu. Dar poți să te dea... Păi nu confer să o arăt. E un comună de turnători. Da, dar poți să te mine. Da? Ajuta să fim o comună de mizerie. Ce suntem acum? În loc, cine dacă arunce un chiștor jos, plătește amendă, 300 de euro. Un chiștor. La noi, ce să mai vorbim? Vezi, după aia bătaie. Da. Dar pentru început trebuie informat omul. Hai, de la să semneze că a luat la cunoștință. Nu știe. Pentru să știe ce e. Eu zic niște hărgări. Poate, putere pentru în prima fază să dăm la fiecare familie câte o hărgări. Educația, omul citește hărgări. Când am dat compostoarele, Consiliul Județean ne-a furnizat și acele fluturași. Le-am dat în mână cetățeanilor. În fiecare an am făcut campanie și am discutat, am făcut pentru copile garda de mediu pe cap și din cauza aceasta tot timpul o trebuit să fim în teren. Ne-am dus în teren, am constatat unde existau problemele. S-au mai întâmplat că am discutat cu cetățeanul de 10 ani încoace, am discutat unde am întâlnit cazuri. Dumneavoastră știți foarte bine, domnul Joca, că am fost în teren și am discutat. Unde găseam tomberonul cu frunze, cu pământ, cu balast, cu resturi care nu intrau în categoria gunoiului de melajer și lăsam acolo, aceeași situație o întâlnim. Și i-am dat și am explicat. Puneți nu balastru și resturi, că ați măsurat în curte frunzele, că le-ați adunat, că toamna, că trebuie să fie curat în față, dar în grădină ai loc ca să depozitezi acele resturi și se ajută ca protecție pentru sol. Se transformă materialul biodegradabil ca o pătură pentru pământ. Am explicat, voi explica în continuare, de fiecare dată când voi avea ocazia și sunt în teren de fiecare dată, aceeași discuție port și se întâmplă cu aceiași cetățeni să duc aceeași discuție. Că sunt cetățeni care mă înțeleg și ajung și chiar am o satisfacție că am înțeles. Deci în concluzie găsiți o cale de sancționare și cu asta. Nu, problema. Am discutat în decursul anilor lucrul acesta. Deci nu se pot educa. Nu se pot educa. Eu zic că se pot educa pentru că anul trecut am redus cu 250 de tone cantitatea de deșeu. Au mai plecat de localitate, au mai deșeu. Și asta e adevărat. Și lucrul ăsta e adevărat. Auziți, dacă noi am găsit soluții, să sancționăm inclusiv dacă găsim în tomberon. Bă, frate, am venit, ți-am găsit balasă în tomberon. Amendă! De acolo pleacă. Da, dar te trebuie să-i spui. Băi, omule, dar tu înțelegi că spunem. Tu înțelegi că zi de zi aceleași lucruri le spui. Trebuie dat o hârtie. Dar totodată, suntem consilieri. Haideți să facem împreună, să vorbim cu cetățenii. Dar nu nimeni nu-i de acord. Putem să ne împărțim. Putem să ne împărțim pe fiecare săptămână. Venim cu inimii. Dar ne specificăm cât are ca să vedem amenda, haideți facem un proiect. Stabilim amenda. Și să dea cu semnatul pe un tabel nominal ca lua cunoștință și a primit acea roșie. Atunci că mai târziu că el nu știu. Viitoarea ședință inițiem un proiect de hotărâre în care s-a stabilit bine aveste de iar cine se semnează cu lua la cunoștință. Bă, nu te duci tu, mă duc eu. Nu, eu am spus. Vedeți ce să fiu uitui. Pentru că mi-am spus eu mult că pentru asta plătim. Ce să faci? La primele mai departe? Ce alege? Să vână mult să plătească mult? Să vână de mult să plătească mult? Să vână selectat și să plătească mult? Dar nu produc mult! Aceea vin și plătesc. Aia vin și plătesc pentru alții. Sunt persoane, 7 persoane în casă, 5 copii și adulți. Și zice, domne, eu am același tomberon cum are vecinul. Scot și eu tomberonul odată, scoate și el tomberonul odată. Zice, eu, cu 5 copii, produc același gunoi, că, practic, gunoiul nu-i din bucătărie. Gunoiul e din grădină, e din ogradă și fiecare avem curțile noastre. Și măture ograda, dar e aceeași. Și zice, dom'le, de ce plătesc eu 7 persoane? Și ăla plătește 2 persoane, că și el scoate și de multe ori ăla cu 2 persoane, pentru că are timp de curățenie și are timp să-și taie iarba în fiecare săptămână,
El scoate tomberonul plin și alături mai sunt și 2-3 saci. Pentru că el are timp să-și facă curățenie. Ăla cu 7 copii pune pe foc, mănâncă cu mănâncă, pentru că el tot un salariu are. Tot venitul ăla are. El cumpără un pui și cădește la 5 oameni. Tot ambalajul are decât ăla care are 2 copii. Că și ăla tot puiul ăla mănâncă. Numai că ăsta se lăfoie. Asta e situația. Sunt situații și situații. Până atunci ar mai fi o problemă să fie rezolvată și cu problemele astea de materiale de construcție. Omul unde să fie? Dar a apelat cineva la noi și nu știm unde? Avem noi, noi avem zone în care trebuie să închidem, în care putem să punem acest materiale de construcție. Să apeleze la noi. Și, acum nu cred, eu că este cineva în comună și nu știe unde să pună niște... Eu personal, când am un boluz, am măsurat-o pe doamna viceprimar și a zis boluzul trebuie pus în locul ăla, că e un loc unde trebuie... Aproape că suntem la un T0. Un punct zero de unde pornim. La ora actuală, până acum, dacă îi spuneai cetățeanului, se supăra pe tine sau făcea. Dar acum, pentru că vede că nu iei gunoiul și îi spui, domnule, astea sunt condiții. Atunci omul acceptă mai ușor decât să stea cu gunoiul în fața și scoate tomberonul și nu iau tomberonul. Și dacă numai acum, când începem cu colectarea, răsturnăm tomberonul și îi spun, uite, ce e asta, nu-i gunoiul. Nu iei gunoiul. Înapoi. Se supără olea. O săptămână, două, și trece și începe să se educe să colecteze gunoiul. Replica lor este că duc tomberonul înapoi la primărie, nu mai am eu câte tomberonul. Și nu trebuie să mai depărțiesc gunoiul. Dacă pentru început, înainte de a fi răsturnat un belon, nu trebuie avertizat cu hârtie în mână. Și ei la cunoștință. Și după aia mers, după l-ai avertizat, că îi primește amendă, după aia... Sunt mulți care au saci cu haine. Sunt oameni care au nevoie. Asta e ideea că cei care manipulează tomberoanele alea, le mai ia și mai caută o haină bună, oaia, știi? Și cu hainele putem să facem o colectare distinctă. Ai haine, pui acolo și dacă ce ai. Făcut un centru, domnul primar. Avem o grămadă de clădiri care sunt... Trebuie acoperite din frumos, în linie. Eu mă duc și pun acolo și vin frumos în pachetat. Deci, vă spun un lucru. Haideți cu hainele care este. Am o grămadă de haine, eu și eu am haine. Dacă dai haine la cei năcăjiți, năcăjitul poartă o săptămână și a doua săptămână vezi, nu spală, împărău. Găsim. S-au obișnuit așa că toată lumea, dar sunt sărași și ei nu spală. Nu spală și nu aștreau. Deci se întâmplă și chestia. Dacă știi că următoarea săptămână se mai găsești unul care să-i dea. Păi asta vreau să spun, tot dăm la cei care n-au. Dar mai degrabă un cer. Nu, ce îi dăm haine. Nu le spală, le aruncă, îl vedem că le-o aruncat și plătește amendă. Dar nu-l prins, domnul. Problema este destul de... Nu știu cum o să ieșim din cercul ăsta vicios. Problema e că se dea amendă și rămâne cu amenda, că nu se ia altă ca în plus. Păi acolo poate să adune... Deci bugetul și-a început asta. Da, haideți să... Dacă mai sunt depășit momentul. Păi depășit momentul, deci astea sunt problemele care sunt în privința gunoiului. Mai citește... Nu, dar stați un pic, că nu are legătură. Ceea ce am discutat, ok. Domnul primar a dezbătut punctul de vedere cu gunoiul. În principiu, că dumneavoastră a zis că de ce nu s-a spus la angajat că să nu iei plata la gunoi în momentul când au venit să achite. Noi nu am avut cunoștință că ne vor trece pe rău platnici când știm că nu am avut datorii. Dar spunea să nu aveți datorii. Păi tocmai de aceea.
De aceea am fost chestia și n-aveam de unde să zicem noi treaba asta, că se va asista pentru toate comunele din județul Bacău ducerea la rampă. Noi am aflat cu o zi înainte că nu vor mai veni să ne colecteze gunoiul. Din cauza aceasta, nu că nu am vrut să luăm banii, că nu așa. În privința actului adițional pe care trebuie să-l votați la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului în județul Bacău, se rectifică niște articole prin care, într-adevăr, pe viitor, se stipulează că taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, ce ne privește pe noi pentru UAT-ul nostru, până la atribuirea de către ADIS la contractul de delegare a serviciului de colectare transport deșeuri pentru zona ISPA, pentru municipiul Bacău și cele 22 de comune, pentru fiecare UAT din această zonă va achita operatorului colectarea și transportul în baza contractului existent, adică SECE SOMA, și aferente activității serviciului de salubrizare, respectiv contravaloarea serviciului prestat, urmând să se transfere mai departe către ADIS lunar suma de plată solicitată prin notificări transmise de către asociație, suma care să acopere costul serviciului de operare la instalațiile de la Bacău, adică Ecosudului. Acolo reprezentând categoriile de deșeuri pe care le manipulează. Construcții, sticle, peturi, gunoiul menajer, deci toate instalațiile pe care furnizează, așa vor fi stabilite. Eu din câte înțeleg, atunci prețul va fluctua lună de lună. Exact. Mai departe, după finalizarea procedurii de achiziție, că încă nu s-a făcut achiziția pentru zona noastră, bagă în acest act adițional și următorul punct. După finalizarea procedurii de achiziție publică de tipul licitației deschise, inițiată și derulată de către ADIS, în numele și pe seama UAT-ului din zonele ISPA și odată cu începerea activității de către operatorul de colectare transport desemnat câștigător, fiecare UAT din această zonă va transfera lunar către ADIS conform fiecăreia dintre cele două notificări de plată, că așa, deci stabilește bine condițiile cum se vor proceda cum vor fi demersurile în privința plății. Cele două notificări de plată emise de către asociație, separat pentru activitatea de colectare, transport și activitatea de operare instalații, suma de plată corespunzătoare întregii cantități de deșeuri a UAT, respectiv în scopul exclusiv de plată de către ADIS a facturilor operatorilor, conform prevederilor contractelor de delegare. ADIS va primi câte o factură lunară de plată de la operatorul de serviciu de salubrizare, care va câștiga licitația la momentul respectiv, conform prevederilor contractului de delegare, iar aceștia vor trimite la rândul lor, lunar, factura aferentă ce a scos din zona noastră, de pe teritoriul nostru. Mai implementează în articolul 10, pentru implementarea principiului echitabilității, privind suma de plată a cantității deșeului aferent fiecărui UAT în parte și pentru respectarea principiului plătește pentru cât arunci, dar mai ales în vederea diminuării cantității de deșeuri rezituale și implicit creșterea cantității de deșeuri reciclabile, ADIS este mandatară prin actul adițional și documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului în județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Locale a fiecărui UAT, prin hotărârea Adunării Generale ADIS, să opereze facturi lunare a fiecărui operator în vederea stabilirii obligațiilor, sumele de plată pentru fiecare UAT, după algoritmul de calcul detaliat cuprins în prezentul act adițional, acceptat de fiecare UAT membru. E vorba, formula de calcul este stabilită la punctul 12 și există, vi-l citesc ca să știți despre ce e vorba. Factura operatorului de colectare transport deșeuri municipale transmise de către ADIS Bacău pentru UAT-urile membre care au delegat împreună prin intermediul asociației gestiunea activității componente al serviciului de salubrizare, colectare și transport, este emisă pentru întreaga cantitate de deșeu municipal, menajer, asimilabil menajer și respectivelor UAT-uri, parte din respectivul contract de delegare.
este, sunt UAT, cele 65 de UAT-uri și cele 23 de UAT-uri, municipiul va cu cele 22 de comune. Fiecare factură lunară va fi operată de către ADIS în vederea stabilirii obligației. Practic, ei gestionează, ei primesc de la operator facturile și ni le dă nouă în teritoriu. Adică fiecare comună ce-o dus la rampă și așa, acea factură o plătește. Pentru că acum nu este sistemul acesta. A luat tot gunoiul de pe municipiul, de pe județul Bacău și au zis că lasă că toată lumea plătește cantitatea respectivă. Tu colectezi banii, bagi în bisteria mea și mă gestionez eu ca să... Și o s-a ajuns la situația că ne-a sistat rampa. Deci de la principiul ăsta. Totuși noi banii, factura vom primi luna asta din Bacău în casa, vom colecta gunoiul. Da. Da. Și ne va trimite să plătim noi. Cum nu, acum vom plăti doar pentru vom plăti pentru ceea ce a venit și a ridicat. Soma se plătește către Soma, iar ceea ce trebuie să plătim către Ecosud, că ei sunt cei care gestionează depozitul de deșeu și celula de la Bacău cu tot felul cu deșeurile pe categorii, și instalația respectivă, așa, se plătește către ei, către ADIS. Nu știu exact cum se va stabili, pentru că încă era programat pe 15 licitația pentru zona noastră, dar faptul că au fost niște probleme... Nenorocirea este... Acum, de exemplu, dar cine plătește cetățeanul banii în avans? La ce bani o să-i taxați? Încă o dată. Cine plătește în avans? Cine plătește în avans? Sau cine și eu vreau să plătesc în avans? Nu, vă vorbi. Nu. Zâmbi și nu râdeți. Dacă da, dar poți să și primești. Dar nu am să mă apuc de plus două prima. Nu vorbim cine a plătit. Nu luăm de rădele lucrurile astea. Nu destul de serioase. Nu am să mă apuc. Deci ca să știți, cei care au plătit vor primi banii înapoi sau vor intra în compensații pe un ulterior. Deci următorul an care este, adică nimic n-ar să plătești mai mult. Eu vreau să plătesc. La ce bani o să plătesc mâine gunoiul? Cum mai plătim până acum? Cum mai plătim până acum? Și când va fi hotărârea definitivă prin care trece și prin ADIS această hotărâre, vă spunem de azi înainte fiecare că plătește. Dar deocamdată, noi, indiferent când gunoi ducem la groapă, banii aia sunt. Ca să înțelegi. Deci asta e situația, s-au ajuns aici, mergem să depășim momentul, dacă mai sunt momente, plăcem. Păi, contractul ăla, dar de ce nu au venit atunci cu chestiile astea, să ne spuneți? Dar toate au venit și au vrut ei. Nu, așa. Asta e prostia, că semnăm înainte niște chestii și... Nu ai semnat, domnul, în momentul când s-a constituit ADIS-ul, s-a făcut un contract la care Cleja a fost parte. Și a fost acolo și s-a stabilit. An de an se face o actualizare a prețurilor. A fost graficul, există de la început, primul contract. Deci noi n-am semnat nimic sau n-am făcut nicio greșeală. Eu noi n-am făcut că ei ne-au pus o hârtie în față și noi semnăm ca... Fără să știm. Păi a trebuit să aprobi obligatorii că faci parte dintr-un ADIS. Faci parte dintr-o asociație, ți-ai luat responsabilitatea de la înființare. Din 2010 sau când s-a făcut contractul, s-a prevăzut. Asociația, din punctul ăsta de vedere, a plecat să absorbe fonduri europene. Iar toate demersurile care au inclus cele două de comune, fiind primele comune, de acolo au plecat ca să absorbe. A absorbit fondurile respective, acum și stabiliseră niște regulamente de către Uniunea Europeană și către... Asta a fost contractul, pentru că instituția prefectului ne-a avertizat. Nu respectați contractul pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană, dați banii înapoi. În consecință, tot cetățeanul care o beneficiat în mare parte de acest serviciu, chiar dacă nu au fost banii manevrați corespunzător de către cei care din asociație, adică cei care au condus asociația la momentul respectiv, ajung și eu să plătesc. Nu vorbim de manevra.
Problema a fost în felul următor. Păi dacă am ajuns la condiția cum a fost... Păi nu, nu a fost, nu. Conform contractului, când s-a spus la licitație, s-a preconizat populația Bacălului va avea nu știu ce, adică populația județului. Pe statistici. La un moment dat, toți cetățenii, majoritatea au plecat. El a venit la licitație un caiet de sarcini în care s-a specificat. Tu vei căra 1000 de tone, 2000 de tone pe lună. Ori cantitățile au scăzut, el a cumpărat mașini și te execută. Deci, condițiile contractuale au fost deficitare. Trecem de pășit momentul. Ca o sperie de glumă, nu mai reușesc să plătească mașină, dar bani de excursii internaționale. Excursioare de la domnul frate. Am spus că e glumă. Nu, ca să spun. E o firmă privată. Ce de ascultă leacă. Este o firmă privată. Ei au cumpărat multe mașini și s-a impus în caietul de sarcini. Ca să, zice, domnule, ca să poți veni la licitație, trebuie să ai 1000 de mașini sau 100 de mașini, 200 de mașini noi, pentru că din cauza asta eu dat afară pe ăștia de la Soma. Pentru că nu s-au încadrat în caietul de sarcini. Și atunci a luat romprestul. Dar li s-a impus să, și ai văzut romprestul, au mașini noi. Și acum s-au trezit cu mașinile cumpărate, cu leasing-uri care nu sunt, că n-are ce cum să le plătească, pentru că dacă nu mai este gunoi, nici ei nu mai produc. Și cam aici s-au ajuns în cercul ăsta vicios. Și el te execută acum. Deci, domnule, am avut un contract cu dumneata, n-ai respectat proiectul, te execută. Acum să fim executați. Deci, practic, nu, noi nu avem probleme, că noi suntem cu Soma. Nu, ca idee, noi suntem cu Soma. Cei care, 22 de comune, n-am intrat cu romprestul. Că dacă eram cu romprestul, acum aveam și noi datorii. Pentru că ăștia cu romprestul, lor zice, domnule, pune și pietre ca să nu știu ce. Înțelegi o chestie? Pe ei nu e interesat deloc. Pentru că ei tot suma aia plătesc. Noi plăteam cât curam la gunoi. În fiecare lună, fiecare luni, Alina merge și vorbim cu cetățeanul să pună. Cantitățile noastre de deșeu erau mult mai mici decât căra romplesc. Înțelegi? Se supune la vot. Cine este pentru? 15 pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii unei poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 2008, atestat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001, anexa numărul 24, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a raportului de specialitate numărul 326 din 15.2.2019. Vă pot explica ce s-a întâmplat. În momentul când s-a construit stația de gaz, noi am introdus, Consiliul Local a introdus în domeniul public suprafața care aparține stației de gaz. Între timp, sau în același timp, sau nici nu trebuia, nu se putea introduce în domeniul public, pentru că terenul era al CADA. Noi am introdus în domeniul public, dar terenul nu era al nostru. Nu putea introduce un teren așa. Nu știu cum s-a făcut. Asta s-a întâmplat acum 12 ani în urmă. Sau trebuie. Acum, noi trebuie să scoatem acest teren din domeniul public, pentru că terenul este alocat. Asta se face. Deci, asta a aprobat acum. Trebuie să fac precizarea că este o hotărâre, sunt mai multe hotărâri judecătorești care atestă faptul ăsta și noi trebuie să luăm... Da, practic, din câte înțeleg din hotărârea judecătorească. Din câte am înțeles că această persoană a fost recompensată. Dar bineînțeles. Și din moment ce și-a luat banii pentru... Cu răspunsea că era pentru comună, pentru o comună, nu ceva să fie să Domnul Frate. Da. Noi respectăm niște hotărâri judecătorești. El s-a judecat cu primăria, s-a dus, ne-a dat în instanță. A venit o hotărâre, tu respecti o hotărâre judecătorească. Nu ce este normal, ci numai ce spune instanța. Legea. Noi aici suntem cu legea. Așa este, din punct de vedere moral. El putea să spună, domnule, uite, eu, prin sufletul meu, dau terenul ăsta comunic. Dar el n-a avut de treaba lui. Mai mult de-a.
El ia chirie în fiecare an, are cu Romgazul, până acum luam de la primărie, tot prin instanță o câștigat. Dar noi, pe noi ne obligă instanța. Să-i dăm omului, domnule, este terenul tău, ia să te păi dai în loc, dar el nu vrea. Dar cum vrea poziția lui, cum să-i dai în loc? Deci omul vrea. Dacă tu reușești, ascultă-lea, te duci frumos, îl iei pe domnul Calda și spui, băi, domnul Martinică, amă că suntem prieteni, mergem la domnul Caro, bem mușpiți, îți dau eu teren, mă, și ai un iot ce de zi la mine. Dacă îmi permiteți, domnilor consilieri, dacă el vrea, atunci ai 4.000 de lei pe an. Nu o să renunțe niciodată la bani. Dacă îmi permiteți, un minut și închei. Noi nu suntem împuși în situația acum să discutăm aspectul dacă ne dă domnul Cadar terenul sau nu. A fost o hotărâre judecătorească pe fond rămasă definitivă și irevocabilă. Instanța a hotărât. Stația de gaz este amplasată pe terenul proprietatea... Și nu îi convine pentru că ia chirie. Lui domnul Cadar, ceea ce s-a spuneat dumneavoastră de deci s-a gândit despăgubit de către Consiliul Local pentru lipsa de folosință a terenului domnului Cadar. Dacă îmi permiteți, doresc de acum. Am oameni sunt totalitate. El e de atunci, ai fost scandal în continuu. Aici scrie în felul următor. A chemat în judecată părătul Comuna Cleja prin primar. Dacă vreți să-mi explicați ce înseamnă aceste cuvinte. Deci, primarul este conducătorul unității administrative. Totdeauna el, instanța sau cineva, se referă la o persoană. Este reprezentantul UAT-ului. Iar primarul, prin compartimentele de specialitate, el deleagă în continuare. Băi, Elena, fă răspuns. Dacă nu ne pricepem, luăm un avocat. Să te aperi. Deci, mă gândeam că din moment ce... Dar lucrul de-a lungul timpului am avut avocat. Compartiment de specialitate înseamnă toți funcționarii dumneavoastră, mai puțin secretarul comunei. Secretarul comunei nu este compartiment de specialitate. Faptul că eu am o profesie de consilier juridic, asta nu înseamnă că legea îmi dă mie voi să mă duc singură în instanță și să fac apărare. A, facem dumneavoastră, sunteți reprezentantul primăriei, da, și a Consiliului Local și facem împreună cu compartimentele de specialitate, ceea ce da, a spus la momentul respectiv a semnat, da, a trimit, adică am trecut pe fazele astea de multe ori și foarte bine cu cadare, e o istorie. Povestea asta, zic eu că durează ceva timp, deci a fost din prin 2003, domnul Joca, dacă mi-aduc eu aminte bine, nu eram aici. Problema a plecat că, nu, nefiind cadastrarea aia făcută de specialitate, înregistrată la OCPI, istoria a fost, nici nu trebuie să o da, mai... Nici nu mai este. Problema este că este o hotărâre inspectorească pe care noi trebuie să luăm act și să radiem terenul. Încă două cuvințele și îmi cer scuze că v-am reținut așa de trebuie. Aici am deschis criterii pe afirmatul pentru funcționare public de discuție și conducere. Domnul Cadar, nu mai stai să vă zic că dumneavoastră aveți un problem din câte înțeleg eu și atribuții. Nu, ascultă-le, domnul Cadar, mergem la diverse. Acum mergem pe subiectele care sunt, pe proiectele de hotărâre, termină, iar la urmă, la diverse, sunt două ceasuri, trei ore discută. Mai să mergem mai departe. Mai sunt discuse suprema vot. Cine este pentru? Deci, câte voturi sunt? 15, da? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Știți că în fiecare an Consiliul Local aprobă înscrierile care se fac în Registrul Agricol. Prea multe nu avem de discutare. Aici avem camera agricolă care vine cetățeanul și se înscrie și noi practic există raportul compartimentului la dacă vreți să-l citim, dacă practic n-ai ce vedea acolo, sunt niște date care le... Da. Mai sunt discuții să spune la vot. Cine este pentru?
15 proiect de hotărâre privind aprobarea acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă Siret Bacău și UAT Comuna Cleja, județul Bacău. Vă pot explica. Aici așa e o problemă destul de complicată cu podurile. Ne-am trezit în situație, am bani, am făcut proiectul, am avut acordul Apelor Române ca să construim aceste lucruri, dar când am ajuns la autorizația de construcție, ne-am trezit că nu poate să ne dea autorizația de construcție pentru că albia minoră a părăului este Apelor Române. Ori în momentul când obții o autorizație de construcție, terenul trebuie să se aparțină. Sau să aibă un mod în care tu să fii proprietarul terenului. Să un mod de concesionare, un mod de închiriere, să ai o modalitate de a putea construi. Am plecat la Ministerul Dezvoltării. Am intrat la ministru. Ministrul zice, domnule, cum de dumneata din toată țara ai venit numai dumneata? Pentru că codul s-a făcut în toată țara. Situația este în felul următor. În alte județe, secretarii sunt un pic mai permisivi decât doamna de la Consiliul Județean, doamna secretar, cum o cheamă? Doamna Zahar. Ea, dacă tu ai orice mică problemă, îți dă autorizații de construcție. Exista un memorandum la nivel de țară, pe fonduri europene, în care toate aceste... Există. Deci pe fonduri europene se pot face podurile, dar au făcut ăștia hotărâre de guvern. Dar pe alte fonduri, și noi includem astea fonduri guvernamentale, nu putea. Și atunci, mergând la ministru, luând legătura cu directorul Apelor Române, mergând și implicându-mă în mod activ în rezolvarea problemei, am reușit, s-a făcut o hotărâre de guvern. Când s-a făcut hotărârea de guvern? În decembrie. S-a emis hotărârea de guvern. În care intrăm ca și ăia cu fonduri europene. În care și noi facem un parteneriat cu ei și obținem autorizații de construcție. S-a făcut o derogare și suntem. Deci, suntem în faza în care așteptăm primăvara ca să ne apucăm de foduri. Deci am trimis acum, facem hotărârea asta de Consiliul Local. Merg la Apele Române și semnăm acest parteneriat, obținem autorizația de construcție în cel mai scurt din nu știu în câte zile, într-o săptămână, cred că, în 5 zile, obținem și suntem, începem treaba. Ca să înțelegeți cum ne permite timpul, dăm drumul la construcția podului. Altceva, dacă mai. Mai sunt discuții? Care celelalte? Domnul Franchi, noi discutăm de poduri, la proiectul ăsta de hotărâri. Când ajungem, discutăm și dispensarul, dar dacă vreți, la diverse. Se supune la vot. Aici la poduri este un termen obligatoriu după ce ești direct ăștia formația de construcție, termen lucrarea, sau o să termine ei? Nu, noi avem... În 20-20. Deci, licitația a fost câștigată de Rom Constructor. Rom Constructor. Termenul de execuție mi se pare că este de 7 luni. 7 luni de la începerea... Proiectarea a terminat-o. În 7 luni, deci noi, dacă începem lucrările în martie, ar trebui la toamnă să avem toate 6 podurile făcute. Sigur, dacă nu am așa alte probleme. Dar în modul ideal ăsta este. Contestație. Nu mai există contestație. Am depășit toate fazele de contestație. Avem autorizații de adică autorizația pe care o obțin. Nu am, deci la ora am avut Apele Române. Am rezolvat. Mi-a fost teamă, dar eu m-am dus aici și am zis, domnule, mi-ați dat bani, dar nu-mi dați posibilitatea de a le construi. Și am depășit momentul. Nu, banii sunt la mineral. Noi, cu situații de lucrări care le facem, deci vine constructorul, îți face podul, face factura, își va București, îți dă banii. Așa, ăsta este sistemul la fonduri europene. Din suma asta e numai poate de trai de practic. Nu, dar licitația e făcută. Am înțeles. Licitația e făcută, dacă... Problema apare cu ordonanța 11. Nu? Da.
s-a mărit salariul minim pe economie. Și atunci o să trebuiască să facem o reactualizare. Pentru că oamenii nu mai poate să facă să construiască la nivelul de anul trecut. Dar s-a stabilit, tot legea a venit și ne ajută în chestia asta. Și totuși podurile se vor face. Dacă mai sunt discuții, se supune la vot. Cine este pentru? Deci 15 pentru, nu? Da, cine a supune între un proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, al unor imobile, având categoria de folosință terenul ca urmare a raportului numărul 553 din 25.1.2019. Dacă mă sunt... Bă, ați avut la MAPO și cred că știți, de, nu știu dacă știți despre ce e vorba, dar ca să vă spun, la ieșire din Valea Mică, pe partea dreaptă, un vii de la Răcăciun. Este un mic tapșan acolo, dacă știți, ultima, după ultima casă și unde intiți pe... Parcarea. Un fel de parcare. A venit un cetățean. Din, nu știu, de unde, din Alșiu, de unde din s-a spus, nu ia. Vrea să pună o stație GPL acolo, așa. Domnule, să concesioneze un cap de teren. Până la urmă, pentru comunitate e bun. Vine, vine, merge, încași butelie acolo, ca să spun așa, o butelie. Și el vrea 100 de metri pătrați, o zi 2100. Cam asta este, noi introducem terenul în domeniul public, în domeniul privat, ca să poți să închiriezi, vom face o evaluare, vom stabili chiria, dar asta este fața primărgătoare, terenul trebuie să fie al nostru. Până nu-l introduci, nu ne aparține. Dacă e vorba de 100 de metri pătrați, acolo din Cădeșiu, o zonă aia, acolo sunt peste 1000 de metri pătrați. Nu sunt, dar tu dai, că cere o problemă. La faptul că dacă e vorba. Cum este aia fără terenul? La licitații sau... Păi la licitații, că n-ai voie, tu nu poți acorda niciun teren fără licitație. Înțelegi? Dacă mai este cineva, vine licitează. Nu e o problemă. Dar ascultați-mă, domnul Antonică, că a spus o problemă. Dacă cineva, și dintre noi și ori și cine vrea să concesioneze undeva un cap de teren, nu e nicio problemă. Unde, dacă cineva vrea și are nevoie de teren, dacă e terenul nostru, noi putem să dăm. Noi suntem deschiși ca să adunăm impozite pentru comun. Așa terenul ăsta de ceaua. Dar n-a fost în discuții până acum de acum, dacă vă ieșați în discuții... Da, nu, dacă undeva ai nevoie de ceaua, oricum, sigur. Dar voi suntem deschiși pentru treaba. Bun, acea stație, practic, nu e pentru butii sau și pentru auto? Nu. GPL-ul pentru auto, nici ai voie pentru nu. Eu ați adit pentru butelii. Băi, eu că se plac, dar nici n-ai voie pentru. N-ai voie pentru. Adică pentru butelii. Pentru butelii auto. E tot butelii auto. Bun, mergem mai departe. La ce se spune la vot? Cine este pentru? Deci atestarea unei suprafeții de teren. Da, e un proprietar care acum se trezească cu un proprietar. Deocamdată la primărie nu figurează anume, este teren liber. E bun. Dacă... De asta se face proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, înființare, distribuție, gaze naturale în satele Somurca, Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău, extinderea serviciului de concesionare și a indicatorilor tehnico-economici întocmit de către SECOT Proiect SRL Bacău. Ca să știți, Valea Mică și Somușca nu avem licență de distribuție a gazelor. Trebuie să faci acest studiu de fezabilitate, obții licență și faci instalația. Norocul nostru este că la Somușca avem gaze, dar pentru că în momentul când s-a făcut acest proiect, nu trebuia licență, trebuia licență pe comună. Între timp a apărut că trebuie fiecare sat să aibă o licență. Și undeva Somușca nu a avut licență și din cauza asta avem conducta îngropată, dar nu avem, avem gaz special și sunt numai consumatori izolați, așa se numește, care este școala biserica Filianuța, dacă nu mă înșel. Deci sunt vreo 3-4 consumatori. Acum introducem, obținem licență din partea EONGAZ,
o să preie, pardon, o să preie ei această rețea, pentru că legea spune că dacă ai un, ai un furnizor pe raza comunei, acel furnizor va prelua și următoarea rețea. După ce obținem și rezolvăm problema cu Somușca și Valea, începem să facem extinderile și Somușca. Adică extindem, gata, întâi, ca să poți să extinzi, trebuie să ai rețea. La Valea Mică, o să vedeți mai departe, după ultimul următorul proiect care este, vom avea, deci, după ce facem rețeaua în Cleja, facem extinderi și pentru Valea Mică. Vom discuta până unde facem, lângă șoseaua așa, mergem până la biserică, până mai sus un pic, adică unde avem și cerințe, cerințe ca să spun. Deci cam asta este. Dacă sunt discuții pe tema. Se supune la votație. Cine este pentru? Deci cine spune ce vot pentru, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic extindere rețele gaze naturale în satul Cleja, comuna Cleja, județul Batou. Și a indicatorilor tehnico-economice întocmit de către SECECOR proiect SRL Batou. Da, am făcut, anul trecut am promis că încercăm să facem niște extindere în comuna Cleja. Între timp avem, au apărut niște linii de finanțare cu fonduri guvernamentale. S-a creat o fonduri de investiții locale, în care fiecare oate poate să depună două proiecte. Condiția este ca să ai autorizații de construcție. Dacă tot nu am apucat și fac acest proiect de gaz, vreau să facem pe fonduri guvernamentale, nu dăm banii noștri. Pentru că dacă tu ai dat banii tăi, nici nu ne-ar ajunge toți banii din buget care avem acum și atunci obținem, mergem pe fonduri guvernamentale. La fel, paralel cu acest fond, ca să mai mă extind un pic cu discuția, acum lucrez și la străzile care au fost pe PNDL, PNDR anul trecut. Avem 7-2 ăla. Și avem aproape toate străzile, le-am cuprins și vom mai depune un proiect pe și pe drumuri. Problema este să reușesc repede să obțin autorizații de construcție. Deja am dat drumul la proiectare. Acolo și acolo am nevoie de autorizații de construcție. Drumurile care le-am extins și am făcut săpăturile, am făcut tocmai în ideea, când vine proiectantul, el face proiectul în funcție de ce găsește în zonă. Dacă găsește strada îngustă, îți va face drumul tot îngust. Așa, dacă noi extindem străzile, poate să facă o rigolă și am să evit în proiectele care o să urmeze, ca să facem rigole tip biscuiți. Alea care se umple și toate. Și atunci mai degrabă să prefer să fac o rigolă mică, dar să fie ușor de curățat. Deci, acum, valoarea acestui proiect, ca să înțelegeți, avem 16 km de gaz, ar fi cam toate ulicioarele și toate satele care sunt, toate străzile care sunt în Cleja. Valoarea este în jur de 36 de miliarde, parcă, nu? 34 de miliarde, ca să înțelegeți. Banii ăștia o să fie tot bani guvernamentali. Dacă s-a discutat. Nu vorba numai de Cleja? Aici așa e pentru... Nu. Statul Moscou. Ăsta este pentru Cleja, numai pe Cleja, pentru că deja ai licență, deja tu nu poți face o extindere de rețea dacă n-ai licență obținută. După ce facem, pentru că de asta ziceam noi, nu putem lega Valea Mică până nu fac această lucrare, că eu trebuie să ajung cu gazul până la hotar cu Valea Mică. Când am ajuns la hotar, la Valea Mică, cu gazul deja pot face extinderea pentru Valea Mică. Problema este că, între fiind rețele mai puțin, poate dacă nu reușim, eu sper ca să obținem fonduri. Dacă nu reușim să obținem fonduri, facem cu banii noștri, pentru că casele mai scurte, deja dar duce Valea Mică, pentru la biserică. Trebuie luat în calcul că nu ne trebuie ca la cuțeavă cu țeavă subțire în loc de țeavă roasă. Că degeaba ajungem cu țeava subțire la hotar cu Valea Mică, dar mai... acum ați impune. Îți impune, domnul, este o... Da. Noi deja avem avizele, am autorizații de construcție, deci, și am execuția lucrărilor. Aici știi ce se întâmplă, domnul consilier. În momentul când faci proiectul, te duci cu proiectantul la avizare la Delgaz
Și el obligatoriu te obligă ca să faci o anumită secțiune, ca să că vine și următorul sat, următorul. Deci nu o să spună că la capăt de ai ajuns, gata. Înțelegi? Te obligă să pui un anumit diametru de țeavă. În proiectul de hotărâre aveți anumită în care spune clar diametrele țeavelor, metri, liniari. Diametrul de țeavă va fi de 110. Da, vă spune și de 110, extindere conductă de 90. Da, și extindere conductă în anumite zone de 60. Aveți avizul de gaz gris. Avem avizele, deci, acum ești toate. Obligat să respecti. Faci proiectul, scoți la licitație, nu lucrăm după ureche. Lucrăm după un proiect. Da. Mai o completare pentru doamna manager. La studiul de fezabilitate pentru Somușca și Valea Mică, urmează, după ce dumneavoastră a aprobat acel HLM, era un act adițional prin care se obține licență pentru Somușca și Valea Mică. Vom veni tot la dumneavoastră, s-a aprobat un act adițional între noi și de gaz vir, prin care vom... După ce aprobăm astăzi, după ce vrem hotărârea, facem exact cum e cu apele române. Trebuie să faci acest documentație de acord între UAT și gaz. Da. Deci, lucrurile... Suntem în linie, cum să spun, mergem înainte, ca să spun așa, știi? Bun. Și se pune la vot. Cine este pentru? La discuție. 15 pentru? Da. Da? Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău numărul 1078 din 1087 din 1604-2018. Aici cred că am discutat la primul subiect despre aceeași problemă care este practic semnă contractul de delegare care... Alina, mai ai ceva de spus la... Se vorbește că ordonanța 74 ne obligă și obligă și asociațiile să actualizeze toate contractele. Discutasem în luna decembrie cu taxa de salubrizare că trebuie inclusă și, și obligația privind contribuția gestionarea deșeurilor, contribuție pentru economia circulară, acei 30 de lei, anul acesta reprezintă 30 de lei, iar cei pentru anul va fi 80 de lei. Și trebuia inclus în prețul gunoiului și acea taxă de 30 de lei. E o formulă de calcul, iar în contractul de la EcoSud, la depozitul, la rampa de gunoi, că fie pe categoriile de deșeuri, ei pun suma asta de 30 de lei și le-o dat o valoare. Dacă vreți să vă citesc exact pe tonă de deșeu ce reprezintă fiecare, vine în felul următor. Preluare deșeuri în vederea depozitării, exploatare, instalații conexe. Va fi de 81,28 de lei pe tonă. Pentru preluarea deșeurilor în vedere transfer, 119,29 de lei pe tonă. Pentru preluarea deșeurilor de construcție și demolări în vederea sortării și tratării, 78,43 de lei pe tonă. Preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, 0,32 de bani pe tonă. Deci au inclus, era un ban înainte, pot să vă zic și cât au fost înainte ca să știți să valoriți. Deci, practic, se adaugă ăștia 30 de lei la fiecare categorie, inclusiv la masele plastice, hârtie, carton, sticlă, în plus. În plus. Asta înseamnă în plus. Cei de la EcoSud ne precizează faptul că nu modifică sub niciun alt aspect propunerea financiară făcută în 2014, cu excepția contribuției pentru economia circulară, care nu acoperă toate cheltuielile de operare și nu au în vedere cantitățile de deșeuri efective primite la instalație după data de începere a contractului. Și, practic, adaugă doar suma aceasta, conform calculului prevăzut în legislație. Și astea sunt sumele care le-au dat și se modifică ca atare contractul cu adăugarea celor 30 de lei la anul va fi cei 80 de lei și se va, bineînțeles, va crește. Da. Plătim practic la Uniunea Europeană, că nu am colectat telefon față în România. Și actual care este cel mai bun produs, gunoi. Exact. Și noi îl dăm gratis. Da. Gratis și plătim casa. Da, plătim casa. Așa e. Mai sunt discuții? Să și pune la vot. Cine este pentru? 15 pentru? Da.
Este proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial cu destinația farmaciei imobil, apartament, situat în sat, comuna, în sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău. Contractul a expirat, a fost pe 10 ani, mi se pare. Acum, ca să închiriem din nou farmacie, am făcut o reactualizare, o evaluare din nou și scoatem ca să continuăm pe farmacie, practic, să închiriem farmacie. Nu, este normal. Este o altă firmă, dar tot nu e, adică unul a renunțat. E foarte, foarte bună. Noi acum aprobăm documentația și se fac proceduri legale de închirieri și participăm pe tot aceeași. După ce terminăm, putem discuta și ori, puteți să mă necăpreți, nu e nicio problemă, nu avem nimic de asemenea. Da? Să fim atenți aici, că și perturbă. Tot așa, n-ar fi roșu la Buda, ca să fie unul chiar. Și n-ar fi roșu să fie și la Buda. Nu, ascultați titlul. Trebuie să fie și cineva care asta vreau, vreau să fie cineva să investească. Dacă nu e un privat care deschidă farmacie. Asta vreau să spun, că trebuie să-l extinde domnul. Trebuie să îndeplinești anumite. Uite, are valea acolo, din chiria. Este schimbat. Este schimbat. Este schimbat. Este schimbat. Este schimbat. Este schimbat. El își face piața. Omul care vine, el își testează piața. Câștigă, nu câștigă. Dacă zici, domnule, am două farmacii, nu câștig nici eu, nu câștig. Adică nu e o chestie, e concurența liberă. Poate să meargă la vale, poate. Dar trebuie să mai plătească o farmacistul sau unul. Să ai medicamente, fiecare mese, fiecare domeniu are specificul și de afară văzute nu te ce bani câștigă, dar nu se știe. Medicamente nu crește în grădina. Asta este, da. Acum, domnul Cala, dacă ați vrut să ridicați anumite probleme, nu, dar supunem la vot. Supunem la vot. Dacă nu se supune la vot, cine este pentru? 15 pentru, da? Trecem la diverse. Declar ședința.